Era ce te uiți în viața asta. Și am întrebat pe mama, și eu acum ce fac? Mă duc după bani sau mă duc după artă? Și ce, drăguță? Ce are piciorul ăla de fârfâiaș? Și eu zic, cred că are emoții. Și stângunare. Zidarii au rămas, dar uneltele și materialele de construcție au plecat mereu. Nu știu ce. Le-au făcut ăștia colete, le-au tot trimis. Însă ar trebui să înțelegem și să folosim tehnologia spre avantajul nostru. Să nu ne mai lăsăm folosiți de tehnologie. M-a dus și cu metrou, m-am speriat de metrou. Nu fusesem niciodată, până la 18 ani nu fusesem cu metroul. Nu, din contră, eu vreau să fiu super ok cu dumneavoastră ca să nu fiu ca dumneavoastră. Sunt Cornel Dărvășan, o seară minunată tuturor. Știrea cea bună cu Cornel Dărvășan. De marți până joi, de la ora 21. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la știrea cea bună. În această seară avem vești foarte bune din străinătate, dar în același timp, așa cum v-am obișnuit, un invitat de excepție. În toamna anului trecut, o furtună puternică lovește coasta de Azur, furtuna Alex. Mai mulți oameni își pierd viața, sate și orașe sunt inundate, sute de mii de case rămân fără electricitate. Se naște un elan de solidaritate în Franța, la care participă și Giorgio. Din minusculele lui economii, donează 150 de euro pentru sinistrați. Gestul e remarcat de cineva, ajunge în presa locală, primarul îl apreciază și oferă lui Giorgio de lucru, agent de curățenie al orașului. Un final frumos, dar povestea continuă. Ieri după amiază, Giorgio vede că un hoț tocmai furase telefonul unei doamne, care era atentă la un bebeluș de câteva luni. Nu ezită, fuge după hoț, îl prinde și după scurta încăierare recuperează telefonul. Îl restituie doamnei și pleacă. Dar cine va recunoaște pe Giorgio? Și astăzi avem din nou un articol în ziarul local. Iar revista Presse se încheie optimist, cum nu prea se întâmplă des în această perioadă și mai ales în această țară, în Franța. Giorgio, un erou discret, un supererou, un om care nu mai are nimic, dar dă totul celorlalți. A scris ambasadorul care a distribuit și prima pagina ziarului unde apare fapta curajoasă a românului. Iată că avem și români care mai fac cinste, scrie știrdiaspora.ro. În general, suntem obișnuiți să primim tot felul de vești ciudate din Anglia, din Franța, din Italia, cu români care fac rău. Iată un român care a făcut bine și a fost remarcat. Ne bucurăm de aceste vești foarte bune. Următoarea știre, nu știu dacă este bună sau rea, dar e foarte bună pentru mine personal și o să vă explic de ce. Colegiul medicilor din județul Bihor s-a autosesizat după ce medicul pneumolog din Oradea, Flavia Groșan, a afirmat că a vindecat 1000 de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 în cabinetul ei privat, tratând aceste cazuri cu un banal antibiotic, în timp ce tratamentele din spitale pentru pacienții cu COVID-19 ar duce la decesul acestora. Medicul va fi cercetat de Comisia de Etică a Colegiului Medicilor Bihor, scrie news.ro. Unii dintre cei care au reacționat sunt medicul Sorin Bivolaru de la Spitalul Militar Galați, care a demontat tratamentul folosit de colega sa, dar și Laura Zarafin, medic specialist ATI Colentina, ne scrie hotnews.ro. De ce vă spuneam că este o veste bună pentru mine? Pentru că, doamnelor și domnilor, m-am săturat de atâtea fake news-uri în care vine unul și spune gargară cu apă cu sare, gata, te duce, te face bine, vă rog frumos, luați chestia asta. Apare un alt medic care spune, uite, eu am făcut, eu am dres. Doamne, dacă ai făcut și ai dres și ai reușit să salvezi 1000 de oameni fără să intre în spital, e un geniu, ar trebui recompensat, ar trebui să spun la toată lumea, doamne, uite, ăsta e tratamentul pe care l-am făcut eu, faceți și voi să ne ajungă oamenii în stadiul ăsta. Dar dacă e o minciună, ar trebui intrat cu buldozerul, pentru că ar trebui dat o lege ca să nu se mai propage tot felul de mizerii în care oamenii să prindă speranțe când nu este cazul să prindă speranțe. Și sunt foarte revoltat pe aceste lucruri pentru că alți oameni mor în timp ce unii se dau grozavi. De aceea e foarte bun demersul acestei comisii de etică să vedem. O să urmăresc de aproape luni, o să fie această examinare, iar marți seara vreau să vin cu detalii să vă spun despre ce s-a întâmplat. Urmează rubrica Smile Moment. Pentru că invitatul din seara asta este și pictor, am ales o imagine care sună cam așa. Ce bine arătați azi, mamă soacră, ați putea poza unui pictor chinez. Ce amabil ești, Onele, dragă, dar de ce unui pictor chinez? Pentru că de obicei ei pictează balauri. Da,
Urmează rubrica Internautica. La această rubrică punem o întrebare. Punem o întrebare prin care vrem să intrăm în legătură directă cu dumneavoastră și vrem să ne răspundeți la această întrebare pe live-ul nostru de pe Facebook, cu cât mai mulți, cu atât mai frumos și cu atât mai bine. Întrebarea este următoarea, sau de fapt sunt două întrebări. Ce faceți în suferință extremă? Cum armonizați această suferință cu dragostea divină? Vreau să știu de la dumneavoastră lucrul acesta. Ce faceți în suferință extremă și cum o armonizați cu dragostea divină? Vă invit să vă deschide sufletul, să ne spuneți cum reacționați și ce faceți. Invitatul din seara aceasta este domnul conferențiar universitar dr. Iacob Coman. Bună seara, bine ați revenit, domnule profesor. Bună seara și bine v-am găsit. Vă mulțumesc că ați venit la Târgu Mureș într-un suflet ca să fiți cu noi. Cu drag. Pe lângă faptul că sunteți om de litere, sunteți și un om de cultură și astăzi o să prezentăm câteva imagini în exclusivitate și în premieră de la ultimele realizări ale dumneavoastră în materie de pictură. Sunteți și pictor. O să discutăm puțin mai târziu despre această realizare. Aveți deja a doua expoziție sau a patra. A patra, iertați-mi ignoranța, da? A patra expoziție și o să vedem despre ce este vorba, dar puțin mai târziu în emisiunea noastră. Vă invităm să distribuiți această emisiune. La ultima emisiune cu dumneavoastră am avut o audiență foarte bună. Peste 100.000 de oameni s-au uitat la emisiunea noastră de data trecută despre pocăiții de sâmbăta. Au fost foarte multe reacții. Unii mă critică pentru faptul că v-am invitat, alții sunt foarte bucuroși că v-am invitat. Eu am ales să vă invit pentru a vă oferi ocazia să vă prezentați un punct de vedere în seara asta. Mai ales că emisiunea noastră a făcut ca în creștinismul evanghelic să existe reacții cu privire la ceea ce ați spus, anumite lucruri data trecută. Așa că o să citez pe unul dintre adversarii direcției dumneavoastră care a spus așa. Evrei, capitolul 4, desființează adventismul. Și că sunteți pe o pistă greșită. Ce ați spune la această reacție, domnule profesor? Păi, dacă e la cine mă gândesc eu, e vorba de un portret de om, și anume portretul de om distrofic și care vrea să parvină. Pentru că îmi solicitați, altfel eu nu i-aș acorda nicio atenție, își pune numele la canalul lui de YouTube Teologia Reformată. Și am fost chiar extrem de surprins, plăcut, că un reformat vorbește despre o emisiune nepotrivită în care vorbește Iacob Coman. Iar când am văzut, de fapt, cine vorbește, m-am aplecat cu onestitate spre vorbitor și am solicitat în scris: vă rog să-mi trimiteți adresa de mail, pentru că aș dori să vă spun ceva. Adică n-am vrut să vorbesc public despre un om agramat teologic și agramat existențial. Sunteți cam dur iarăși. Nu sunt dur deloc. Și bineînțeles că nu mi-a trimis adresa de mail ca să-i scriu. Un om căruia e rușine de breasla din care face parte și se anunță ca fiind un teolog reformat, nu merită niciun fel de atenție, dar minte să dai replici. Cât privește declarația Evrei 4 desfințează adventismul, aș vrea să știi acest portret distrofic și parvenit că
Biserica Adventistă e o biserică emblematică. Și Evrei 4 nu desfințează Biserica Adventistă, ci Evrei 4 desfințează între creștinismul, ceea ce nu știe acest tânăr sau domn, sau nu contează cine e, este următorul fapt. El nu știe că Evrei 4 nu desfințează Scriptura. Și pentru că el știe că Evrei 4 desfințează Scriptura, a pescuit două versete de acolo, s-a folosit de două, trei nume de rezonanță ca să-și facă o audiență cătării, pentru că nu are niciun fel de bagaj nici de cunoștințe și nici de educație, nu teologică, de altă natură. În zona teologică nici n-aș vrea să intră. Domnule profesor, subiectul în această seară vizează cu totul alt aspect, nu mai mergem pe linia pe care ne-am dus în ocazia trecută. Sunteți un om care a trecut prin multe în viața lui. Corectați-mă dacă greșesc. Ați avut foarte multe meserii până în momentul acesta. Da. Ați... Nu le-am avut, le-am. Le aveți? Da. Nu le-ați pierdut? Nu. De la cojocărie, croitorie, zidărie, toate le știți până în ziua de astăzi. Da, știu să lucrez, cum să. Ați trecut prin multe în viața aceasta. Și în mod special în ultimul an s-au întâmplat mai multe schimbări în viața dumneavoastră. Așa este. Prima întrebare este, Dumnezeul dumneavoastră în care ați crezut și în care credeți, de ce credeți că a îngăduit să treceți prin multă suferință? Câtă este providența divină și câtă este consecințele propriilor dumneavoastră alegeri? Dumnezeul meu? Da. Această particulare puțin aș nuanța-o. Vă rog. Nu Dumnezeul meu, Dumnezeu. Dumnezeu. Deci Dumnezeu n-a îngăduit să trec prin suferință. M-a dus pe acolo. A fost decizia lui deliberată și măcar că am protestat și n-am fost de acord cu el, a zis, asta e problema ta. Și m-a trecut exact pe unde a vrut el. Și sunt mândru de această decizie a lui. Există o mare problemă atunci când oamenii se îndreaptă spre Dumnezeu. Pe mine m-a întrebat cineva odată o chestie simplă. Dacă ai putea să-ți vindeci vecinul care se zbate în cancer, cu un singur gând sau cu o singură privire, ai face lucrul acesta? Vecinul tău, poate știi despre el multe, poate nu știi, i-ai colma suferința? Zic da. Înseamnă că tu ești mai bun decât Dumnezeu, mi-a spus această persoană. Această problemă a suferinței, a poverii suferinței, este ca un obstacol în calea multora dintre oameni care nu înțeleg cum este Dumnezeu, nu vor să creadă într-un Dumnezeu care are putere să curme suferința și nu o face și alege să nu o facă. Cum ați înțeles dumneavoastră această problemă? Deci, am înțeles-o în două feluri. Adică au fost situații în viață când Dumnezeu a decis să sufăr și am suferit fără să murmur deloc. Apoi au venit din nou zilele senine și am mulțumit la Dumnezeu și pentru unele și pentru altele. Ăsta este primul aspect. Al doilea aspect a fost când Dumnezeu a decis să sufăr încât să nu mai pot rezista. Sau cel puțin asta să fie părerea mea. Iar când Dumnezeu a decis să sufăr încât să nu mai pot să rezist, i-am spus, așa cum vorbim amândoi, auzi, de ce mă chinui? Omoară-mă și gata. Ceea ce a fost interesant este că n-a ținut cont de ce i-am spus. Apropo de chestia asta, sunt foarte mulți oameni care ar vrea să aleagă moartea, dar nu se întâmplă. Nu, stai un pic. Nu este aici. Nu e vorba de a alege moartea. Nu, dacă ar fi să alegi între a suferi atât de greu și a muri, unii oameni ar alege moartea. Da, dar eu nu asta am spus. Adică în convingerea mea, nu în convingerea mea, în adevărul din Scriptură, nu există suferințe care să aibă altă origine decât Dumnezeu.
Și dacă vă contrazic la chestia asta? A, nu e nicio problemă. Suntem într-o țară liberă. Suntem într-o situație în Sfânta Scriptură, dacă tot ați amintit de Sfânta Scriptură, în care Fiul lui Dumnezeu s-a întâlnit cu diavolul, care a venit și el la Consiliu, și diavolul se prezintă ca fiind un fel de șef pe pământ. Și Dumnezeu îi zice, cu alte cuvinte, nu ești tu șeful, am acolo un om care mă reprezintă pe mine, și diavolul zice, ți-l dau pe mână, vreau să acționez ca să vezi că te va blestema în față. Și Dumnezeu îi zice, ți-l dau pe mână, doar de viața lui să nu te atingi. Și vine Satana și aduce această suferință. Acum, cine aduce suferința? Dumnezeu. Dumnezeu aduce sau Dumnezeu doar îngăduie? Dumnezeu aduce. De ce Dumnezeu aduce? Păi da, eu am un copil al meu. Da. Și a făcut ceva nepotrivit și îi trag două palme. Eu am un copil al meu și face ceva nepotrivit și îl pun pe unul să-l bată. Păi sunt mai animal în al doilea caz decât în primul. Și atunci cum rezolvăm problema? Păi nu trebuie să o rezolv, ăsta e Dumnezeu. I-a spus diavolului, du-te și fă-i ce ai în cap și povestim pe oră. Și cine m-a chemat pe mine să îl salvez pe Dumnezeu din ocara asta? Dacă el ți-a expus, Doamne ajută. Problema lui, e suveran. Numai că noi creștinii suferim de, nu știu cum să numesc chestia asta, suferim de celebritită dumnezeiască. Toți ne răpăreții veacului acestuia, ne ridicăm din toate scormoniturile existenței ca, vezi, chipurile să nu îi se șifoneze fața lui Dumnezeu. Stați liniștiți că fața lui Dumnezeu nu se șifonează. El este suveran și el va face întotdeauna exact ceea ce vrea. Și nu mă va întreba nici pe mine și nici pe alții. Hai să citim câteva reacții, că e foarte important și foarte interesant. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Vă invităm să distribuiți emisiunea noastră. Iată ce spun dragii noștri privitori în această seară. La întrebarea mea, ce faceți în caz de suferință extremă? Cum ormonizați cu dragostea divină? Zice doamna Jenica, mă rog dinainte să nu ajung în suferință extremă. Costel, ne rugăm la Dumnezeu și credem în dragostea sa față de noi. Cosmina, atunci când am trecut prin suferință, am avut diferite etape de emoții. De la începutul suferinței mă rugam mult lui Dumnezeu. Cu trecerea timpului apărea îndoiala, pe urmă văzând că nu trece, începeam să mă cer cu Dumnezeu. Ca în final să ajung tot la El și tot la El să-mi găsesc pacea, chiar dacă suferința nu trecuse. E mai ușor să sufer cu El decât fără. Doamna Ana, abia în suferința extremă dialogul nostru cu Dumnezeu e cel mai sincer și profund. Dacă avem puterea să strigăm și să acceptăm spunând, dacă nu eu cine, cum ne-am putea mărturisi dragostea față de Tatăl? Carmen, în suferință extremă de obicei am postit 10 zile. Niciodată nu am apelat la pastor sau frați, nu am avut încredere în ei și o spun cu părere de rău. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că ori de câte ori am strigat la El, m-a ajutat. Gabriel, binecuvântată fie ziua necazului, binecuvântată ziua când treci prin boala COVID, cancer. Eu ridic ochii spre cer, uneori când ești la orizontală poți vedea cerul. La unii doar așa funcționează. Da, sunt foarte multe reacții în care toți dragii noștri privitori își pleacă inima smerită înaintea lui Dumnezeu și zic tot cum e voia ta, așa e mai bine. Dar sunt oameni onești, domnule profesor, sinceri, care nu înțeleg de ce Dumnezeu face aceste lucruri, cum spuneți dumneavoastră. Bine, acum să o luăm de la început. Foarte frumos a răspuns fiecare. Însă acestea sunt jargoane pocăiești, care n-au nicio substanță de onestitate. Așa am fost învățați cu toții să vorbim. De ce inclusiv eu. N-au nicio substanță de onestitate? N-au nicio substanță. Uite, facem o probă. Iau un ciocan, îți pui degetul acolo pe masă și îți dau cu ciocanul una peste deget. Pentru că ți-am dat eu ca profesor cu ciocanul peste deget, mergi așa o dată și taci. Dacă te-am lovit prea tare, urli ca din gaură de șarpe. Asta face omul când e suferință maximă. Urlă! Celelalte sunt etichete care ne-au învățat nu știu unde și nu știu cine, care nu au sensul realității relaționale dintre om și Dumnezeu, ci sunt niște supape prin care noi credem că
punem adaug sau lipsă la ceva ce ne se întâmplă vieții. Și într-adevăr, și punem sau luăm. Dar relația cu Dumnezeu este de altă natură. Adică dacă te uiți în psalmi, când Domnul lui Dumnezeu trecea prin suferință, se oprea și zicea, până când îți ții genunchiul pe grumazul meu? Dă-l jos, că nu pot respira! Adică nu, aici nu merge cu din astea etichete, din astea așa de mare finețuri și politeți omenești. Nu e adevărat. V-ați revoltat vreodată înaintea lui Dumnezeu? Absolut. Și este natural, e normal. Este cea mai, adică este, nu că este natural, este cea mai firească reacție. Păi dacă ești tatăl meu și mă bați, păi ce fac? Încep să urlu și să plâng. Nu încep să fac nu știu ce, să fac nu știu ce. Atunci înseamnă că noi nici nu ne vedem, nici nu suntem unul lângă altul. Adică problema suferinței, nu am eu pretenția că o rezolv. Pentru că s-au scris kilometri de cărți și biblioteci întregi despre problema suferinței și din perspectivă teologică și din perspectivă filosofică și lista poate continua. Dar într-o problemă de suferință, accentul care creează, să-i spunem așa, eruperea vulcanului existenței ființei, este onestitatea. Să fii sincer cu tine însuși, da, cu Dumnezeu. Exact, absolut. Să spui mă doare. Mă doare. Îmi place de Iov. Băi, omule, mă doare, băi. Mă doare, bă, tu n-auzi. Păi, să nu mergem până la Iov, putem merge și la Iov. Băi, omule, bă, Dumnezeule, vină încoace să vezi că n-am făcut nimic. Și mă doare. Adică n-am. Și Dumnezeu nu i-a amendat deloc atitudinea asta. Dimpotrivă, i-a apreciat-o la cote maxime. A făcut din Iov un Hristos. Pe când ceilalți care încercau să-l apere pe Dumnezeu? Au luat-o rău pe cocoașă. Domnule profesor, e foarte frumos ce spuneți. Avem însă două probleme, da, pe care vă invit să ni le explicați, că sunteți, dacă puteți, da. Prima problemă este una care revine mereu și mereu în inima celor care citesc sincer din Cartea Sfântă, vor să înțeleagă, vor să priceapă. Și acolo există o sumedenie de pasaje în care Dumnezeu invită pe poporul său. În primă instanță zice, voi trimite înaintea ta viespele bondărești și vor alunga de dinaintea ta pe cananiți, fereziți și hetiți din țara pe care ți-o voi da. Dar nu se întâmplă așa, că poporul pune mâna pe arme și Dumnezeu la un moment dat îi zice lui Saul în lupta cu Amalec, să ștergi pe Amalec de sub ceruri. Asta este un caz. Sunt foarte multe cazuri în Vechiul Testament, în mod special, în care parcă Dumnezeu vrea ca prin poporul său să elimine, să extermine pe celelalte popoare din cornul fertil din Mesopotamia. Vă întreb în seara asta, cum trebuie să percepem pe acest Dumnezeu? Este intenția lui exactă să-i șteargă pe oamenii ăștia de pe fața pământului? Este autorul care scrie, așa cum declară unii teologi liberali, că nu Dumnezeu ar fi vrut, dar poporul s-a lăsat cuprins de patimă și i-a căsăpit pe ceilalți și atunci ei au spus că de la Dumnezeu este? Sau cum putem înțelege aceste episoade dramatice din Vechiul Testament? Eu am să vă dau un exemplu foarte prozaic. De aceea v-am întrebat, că știu cu cine stau de vorbă. S-ar putea să deranjeze pe mulți. Este câte un om care pune bazele unei afaceri. Și stă în AFU și ăștia, cum se numesc? Dicotul. Stau așa de la distanță și îl văd că se umflă. Și ar putea să meargă atunci să-l spargă, îl găsește cu 7 lei lipsă, nu poate să-i facă nimica, îi dă două la fund și... Da, dar nu. N-a fost să uite ce, lasă-l, cât are acum, pare 500 de mii de euro, e puțin, mai lasă-l. Și ăsta se umflă. Și când începe să ajungă la numărul de milioane de euro umflătură, n-o zice acum pe el. E foarte prozaic exemplul pe care l-am dat. Asta este ceea ce s-a întâmplat cu poporul iudeu în raport cu cornul fertil. Scrie clar în Scriptură, zice, nu zice, lasă-i că încă n-au ajuns să fure destul. După ce fură destul, vă duceți și îi căsăpiți. E decizia deliberată a lui Dumnezeu să fie pedepsiți niște oameni care au făcut nelegiuire, care se plătește așa.
care e problema? Acolo erau și femei și copii. Da, și femei. Și care dintre voi ieșiți în stradă că a venit de Icotul și a luat femeile și copiii și i-a legat? Ați ieșit vreun în stradă? Din potriva, ați zis în gândul vostru, bine le-a făcut! Acum, de ce nu sunteți în stare să ziceți că bine le-a făcut? Poate copilul ăla nu-i încarcerat ca taicăsul. Păi poate că și copilul ăsta nu-i încarcerat, că e mai rău, n-are ce mânca. Și vin ăștia de la protecția copilului și îl răpesc și îl cresc orfan. Adică un blestem și mai mare decât dacă ar răbda foame. Da, adică fiți onești. Aici nu strigă nimeni, dar acolo strigă că vezi chipurile și că ea i-ar fi omorât pe ceilalți. Nu i-au omorât. Aia a fost o sentință dată de Tribunalul Suprem Ceresc și au venit oamenii care trebuie să o execute. Mascații sau cine a fost, i-au legat, făcut fidileș și la revedere. Eu pur și simplu nu văd niciun fel de tensiune. Asta e o tensiune pe care noi o creăm într-un mod artificial pentru ca să ne putem justifica necredința. Necredința, dar mai rău decât necredința, ca să ne putem justifica, să zic așa, nedorința de a vrea vreodată să existe lucrurile cum le vrea Dumnezeu. Domnul Costel, am avut 3 frați care au avut cancer și au murit în fața mea. Cum poate Iacob Coman să mă contrazică? Cunoaște relația mea cu Dumnezeu? Stimate domn, nu știu cu ce v-am contrazis, dacă v-am contrazis. Ați zis că este superficial și că... Dacă v-am contrazis pe adevăratele, dacă v-am supărat pe adevăratele, am cer iertare, suntem oameni și putem greși. Dar eu revin înapoi. Am 3 frați și mor toți 3 de cancer în fața mea. Păi știi ce fac când nu moare al treilea? Dacă-s corect cu mine. Știți ce fac? Ce faceți? Îl înjur pe Dumnezeu. Așa au făcut. Și atunci ce faci? Păi nu fac nimic. Și atunci la să uite, băi, tu ești nebun, de ce mă înjuri? Păi cum să nu te înjuri? Că mi-au murit 3 frați de cancer aici în fața mea. Păi bă, tu știi de ce am omorât? Păi de ce? Și îmi spune de ce. Închid gura și mă duc și îmi văd de treabă. Doamne profesor, credeți că orice moarte e omorâtă, e realizată de Dumnezeu? Absolut. Păi numai cel care dă viața poate să o ia. Și cel care se spânzură într-un fel în care nu știm, Dumnezeu ia viața. El nu poate să-și o ia. Se întâmplă că stă în ștreang și nu moare. Da, da. Sau da, sare de la etajul 6 și nu pățește nimic. Da, păi cum s-a aprobat acum în guvernul din Spania, s-a aprobat eutanasierea și s-a aprobat sinuciderea asistată. Adică eu mă duc la nu știu ce autorități, domnule, vreau să mă spânzur. Bun, nu e infracțiune dacă te asistăm. Și acum să pun niște oameni ai legii sau ai partidului sau habar da mai cui și stau într-o sală și să uită la cum să spânzură. Și dacă el are voie să se spânzure în fața lor, pentru că el a decis. Ei, omul acela nu moare că vrea el, ci moare că Dumnezeu ia suflarea de viață din el. Dacă Dumnezeu n-ar lua, n-ar muri. Zilele noastre ne sunt numărate? Păi dacă noi ni le numărăm, oare Dumnezeu nu știe număra? Mă refer la faptul că, zice psalmistul, în cartea ta mi-erau scrise toate zilele care mi-erau rânduite. Asta e deja puțin nuanțat. Ce înseamnă? Adică înseamnă că Dumnezeu a decis câte zile să trăiască Iacob Coman în anumite condiții. În anumite condiții. Depinde și de el? Da. Pentru că zice, de 3 ori scrie în Scriptură doar, dacă bine rețin. Și n-aș putea acum să vă dau trimiterea exact. Dar spune așa Dumnezeu că la un om care împlinește voia lui, Dumnezeu îi dilatează timpul. Păi zice, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele. Deci spune clar. Da, și asta. Exact. Deci zilele noastre se pot lungi în funcție de ascultarea pe care o avem înaintea lui Dumnezeu. Absolut. Și credeți că oamenii aceștia care au murit tineri? Da. Dacă eu muream în urmă cu 4 luni de COVID la spital, da, înseamnă că m-a omorat Dumnezeu și... Absolut. Atâta mi-a fost? Absolut, indiscutabil. Cum rezolvați problema cealaltă? Care? Există o tendință modernă acum
cu care eu nu sunt de acord, dar o spun, pentru că capătă contur din ce în ce mai mult, și anume, Dumnezeu nu pedepsește. Dumnezeu este cel care stă ca un spectator și satana vine și pedepsește, scot din tine un foc care te va mistui și toate acțiunile Vechiului Testament, ale Noului Testament, toate relele sunt făcute de satana. Și Dumnezeu e dragoste, El nu pedepsește. Da, deci aici sunt, în atitudinea aceasta intră în concurs mai multe probleme. Problema numărul unu, dacă pot să o numesc așa, este că pe măsură ce lumea s-a modernizat, a dispărut din societatea umană, nu știu cum să numesc chestia asta, spun în ghilimele, sălbăticia comportamentală. Adică dacă te întâlnești, de exemplu, cu un om de educație orășănească, nu va fi niciodată așa de necioplit, așa de bădăran ca un om dintr-o educație rurală. Cu sute de ani în urmă, toți oamenii erau de o educație mai rurală. Adică plădeau una, picaia acolo, adică nu exista finețea asta orășănească. Pe măsură ce societatea s-a dezvoltat în felul acesta sau a decăzut în felul acesta, da, oamenii când au început să citească Scriptura, au început să rămână șocați, văzând aceste gesturi pe care Scriptura le pune în contul lui Dumnezeu. Și au început să reacționeze până la legi de felul că un copil minor n-are voie să-i se citească Biblia și n-are voie să o citească. Probabil că știți sau poate că nu știți. Adică în Europa și în America sunt anumite societăți care solicită sau impun părinților ca un copil să n-aibă acces la Scriptură până nu-i matur, pentru că este horror. Da, așa. Cum e pus 18 la film, așa e pus la Scriptură, da? Și atunci, imediat, anumiți păstori, anumiți preoți, anumiți teologi, l-au simțit pe Dumnezeu că a ajuns în pericol. Și acum au zis, Dumnezeu, trebuie să-L scoatem pe Dumnezeu din pericol. Și au inventat prostiile astea. Stai să vedeți, Dumnezeu e dragoste. Nu face Dumnezeu așa ceva. Dar cine face? Stai să vedeți, sunt îngerii răi, sunt satana, sunt cu tare, sunt cu tare. Și în felul acesta, dezvoltarea acestui sistem de gândire, ai putea spune, la bază, foarte bine intenționat, da? A adus ce rezultate? Că omul crede că Dumnezeu e un papă lapte. Uitați, două probleme foarte serioase ridicate de dragii noștri privitori, doamna Mihaela. Spitalele noastre sunt pline de oameni care mor datorită incompetenței care e la tot pasul. Puteți afirma că așa vrea Dumnezeu? Nu stați un pic, să le luăm pe rând. Continuăm. Adică ar vindeca... Imediat merge mai departe. Da, deci, citiți încă o dată prima parte a întrebării. Spitalele noastre sunt pline de oameni care mor datorită incompetenței care e la tot pasul. Așa, deci distinsă doamnă. Nu am nimic cu dumneavoastră, dar declarația pe care o faceți noastră este foarte nefondată. Adică pe ce criterii spuneți noastră că la spital există incompetență? Soția mea este medic de anestezie și terapie intensivă și chiar este o femeie foarte competentă. Și cu toate acestea se întâmplă să-i moară omul în mâini și vine acasă terminată, plângând că i-a murit omul acela în mâini. Ei, dați-mi voie să vă spun că sigur că omul acela n-a murit datorită incompetenței soției mele. Și Dumnezeu a zis până aici și punct. Asta e tot. Puteți afirma că așa vrea Dumnezeu? Înseamnă că Dumnezeu ține cu nemții sau alte națiuni unde pacienții sunt tratați normal? Stai, imediat, mergem pe rând. Este distinsă, doamnă, vreau să vă spun că informațiile pe care le aveți sunt foarte eronate. Și dacă vreți, vă dau un simplu exemplu. Am un prieten, nu-i spun numele că poate mă vede aici, care a fost prin toate spitalele din Madrid cu durere de abdomen. Și-o fost și i-o făcut raze și-o făcut cu tare și i-o dat tratamente și ăsta să moară de inima rea, nu mai putea.
Și au venit în România în concediu și pentru că suntem prieteni, au trecut pe la noi și știind că soția mea este medică, a zis, am o problemă, ce problemă, mă doare de nu mai pot. Și am fost acolo, au zis că mă tai, au zis că faci. Și nevastă mea se întinde de pe canapea pe spate, s-a întins pe canapea pe spate, eu băgam mâna sub maio și-o pus mâna pe buric și zice, du-te și spune-le să te opereze ca ernie umbilicală și să trece pe loc. S-a dus în Spania, înapoi, în Madrid, la spital și a zis, eu sunt medic din România să mă operați de ernie umbilicală. L-a operat și s-a terminat, adică poveștile astea că în Germania nu mor oameni, în Germania mor mai mulți ca la noi. A, că mor poate într-o curățenie mai mare, e o altă problemă, că banul are o altă autoritate, dar restul e poveste. Încă ceva, toți copiii născuți cu dizabilități s-au ajuns așa datorită erorilor medicale, sunt tot pedepsiți de Dumnezeu? Nu sunt din eroare medicală, ci din cauza greșelii părinților lor, spune porunca a doua. Copii scos cu forcepsul greșit și unii pare cu pareze și așa mai departe. Știu, dar problema care este, de stimată doamnă și stimați spectatori sau telespectatori? Problema este următoarea, noi nu avem probă aritmetică. Trebuie să înțelegeți lucrul acesta. Am scos un copil cu forcepsul și a rămas cu capul nu știu cum. Și zic, dacă nu-l scoteam cu forcepsul, ieșea normal. Dar eu nu pot să fac proba aritmetică la chestia asta. Și pentru că nu pot să fac proba aritmetică, trebuie să tac. Da. Pentru că s-au născut și copii fără forceps cu aceeași problemă. Mihaela, ce facem cu Luca 11, 17 la 26? Și cu toate instanțele în care Domnul nostru Iisus Hristos a vindecat toate cazurile. Da. Toate cazurile. Da. Adică ar vindeca Dumnezeu. Ar vindeca Dumnezeu ceea ce tot El a dat. În privința bolilor și bolnavilor care veneau să fie tămăduiți, Scriptura spune că erau opresați, apăsați de diavolul. Deci nu scrie nicăieri că bolile veneau de la Dumnezeu. În niciun caz. Ba, eu știu că chiar așa scrie, că dacă, de exemplu, zice, dacă vei da zecimea și banii la casa Domnului, voi opri să ți se facă aia, voi opri să ți se facă aia, voi opri și zic, uite așa, un ceașaf de versete sunt puse. Nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni. Pe egipteni, nu vei face bube la șezul, nu vei face aia, toate sunt scrise acolo, pentru ce le inventăm astăzi. Și atunci Domnul Iisus ce făcea? E suveran, dragul meu. Acolo zice că s-a uitat Dumnezeu la om. Și i-a părut rău că l-a făcut. Și acum s-a uitat Iisus la om și i-a părut rău că l-a îmbolnăvit. Și l-a făcut sănătos. De ce ne deranjează chestia asta? A, vrem noi să inventăm ceva? Putem inventa, nu ne contrazice nimeni, n-avem nicio problemă. Care? Sunt foarte revoltați, dragii noștri privitori. Cred. Păi zic eu, mulți dintre ei că vorbiți aberații. Da, nicio problemă. Da. Vă recomandă cartea lui Iov să o citiți, auziți. Mulțumesc, o știu aproape pe de rost. Domnule profesor, suferința Domnului Iisus Hristos, da. Ce scop a avut, ce finalitate, cine a adus-o? Păi hai să luăm cu ultima întrebare. Suferința Domnului Hristos a adus-o Dumnezeu Tatăl, de comun acord cu El și cu Duhul Sfânt, în veșnicie. Așa spune Scriptura. Au decis ca Hristos să sufere pe pământ. Și acum vin de ce? Pentru că era singura posibilitate prin care eu și tu și el și ea putem eluda, să spunem așa, moartea veșnică. Și atunci, la această decizie a lui Dumnezeu, Hristosul a suferit pe pământ până la omorâre. Iar dacă ne uităm la cruce când a strigat Hristos, n-a strigat, Tată, de ce mă lași în mâinile lui Satana? Nu, asta a strigat. A zis, Tată, iartă-i pe ăștia că nu știu ce fac. O mai strigat odată tare, de ce m-ai părăsit? Și după aceea a strigat, în mâinile tale mă încredințez Duh și s-a încheiat filmul. Adică uitați-vă în text, nu în nici nu știu cum să le numesc astea, tot felul de artificii de natură umanist, religioasă. Da, ne putem uita și la acela. Atunci discursul se schimbă. Dacă vreți, vă dau răspunsul de felul acela. Vreau să îmi dați răspunsuri biblice. Nu păi de... biblice sunt cele pe care vi le-am spus. Incontestabil. Asta e convingerea dumneavoastră. Nu e a mea, așa scrie. Și vă arăt, dacă vreți, sute de versete. Și faptul că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului.
Da. Nu scrie așa ceva? Păi așa scrie, da. Doresc eu moartea păcătoșului? Nici de cum. Păi da, dar stați un pic, că întrebarea aceea o pune tocmai în contextul acesta în care el aduce suferință peste mine. Și zice, doresc eu? Nici de cum nu doresc. Dar vezi-ți de treabă și te pot ajuta. Nu-ți vezi de treabă? Nu vreau să te ajut. Mi se pare că prezentați pe Dumnezeu așa ca pe un antropomorfic, destul de antropomorfic, ca pe un om care are capricii. Aici vreau să ajute, dincolo nu vrea să ajute, aici zicem stop, acolo mai îngăduim. Nu e totuși o înțelegere superficială asta? Nu, asta, stați un pic, eu repet încă o dată. Deci eu chiar sunt filosof. Deci, de aceea vrem să deslușim, exact. Adică cu acte în regulă. Cu acte, da? În regulă, doctor așa. În filosofie. Da, deci, repet încă o dată, eu pot să vă dau răspunsuri încât toți ascultătorii să fie în al nouălea cer că ce frumos vorbesc. Dar dacă Dumnezeu vrea să vorbească atâta de urât despre El, de ce vă deranjează? Pentru că eu nu vă spun nimic altceva decât ce scrie în Scriptură. Dacă la Dumnezeu nu e rușine să spună Sieș că faci așa, mie de ce să-mi fie rușine? Adică de ce să ajung eu un mincinos folosindu-mă de ideile mele când Dumnezeu spune despre El ceva? Păi El spune așa, dau un exemplu, pur și simplu. Zice că Onan, pentru că n-a vrut să-i facă copii la cumnată sa, Dumnezeu l-a omorât. Pe cum, dacă El zice că l-a omorât, eu de ce vreau să zic altfel? Spune la Saul, pentru că Saul s-a dus la vrăjitor să întrebe și n-a rămas în post până îi răspunde Dumnezeu, și Dumnezeu l-a omorât. Păi de ce să vreau altfel? Iar poveștile astea cu scris oamenii și antropomorfisme și așa mai departe, vă rog să mă scutiți, sunt chiar profesor de dogmatică, nu făcut la vot. Și am muncit pentru asta, așa că lăsați-mă, vă rog, să am și o libertate de a vorbi. Deci Dumnezeu aduce suferința? Absolut, nu. Nu există. Păi dacă un fir de păr nu-ți cade din cap, spune Hristos, fără contrasemnătura lui Dumnezeu, atunci îmi spune mie cineva că îmi cade dintele fără să știe Dumnezeu? Îmi spune cineva că mă doare măseaua fără să știe Dumnezeu? Nu se poate asta. Și toate aceste lecții ale suferinței sunt un fel de încercare, de catarsis, de purificare a vieții noastre? Pot fi, dar eu nu știu dacă astea sunt, pentru că Dumnezeu nu îmi spune. Pot fi. Și dacă ești neprihănit și dacă toate lucrurile le faci ca la carte, da, în voința ta, ai asigurarea că nu ești lovit de suferință? Nu, nu. Deci dar poți să fii credincios și tot lovit de suferință. Nu, hai să fim, cum să zic, dragii mei oameni, știu că mă pictați în toate culorile dracului, dar nu e nicio problemă. Au fost oameni mai neprihăniți pe pământul ăsta ca Adam și Eva? Ei au fost până la un moment dat, nu, da, cei au mai fost, neprihăniți. N-au fost, ei au fost cei mai neprihăniți. Păi și atunci, de ce eu lăsa Dumnezeu ca să vină la să... De ce eu ispitit Dumnezeu? Păi Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, scrie în Biblie. Nu, scrie așa. Exact așa scrie. Știm cum scrie. Exact cum vă spun eu scrie. Las că știu și eu cum Dumnezeu scrie. Nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit de pofta lui însuși și momit. Un pic, domn Dărvășan, un moment, da? Când eu... Răspundeți în punctual. Cine l-a ispitit pe Adam și pe Eva? Diavolul. Cum? Diavolul. Nu, ați văzut? Șarpele. Asta? Nu, asta este, pentru că nu citi Scriptura. Zice că Dumnezeu a pus în grădină un pom al cunoștinței binelui și răului și un pom al vieții. Și a zis la om, din ăsta să nu mănânci. Deci Dumnezeu l-a ispitit înainte să vină Satana în pom. Asta înseamnă ispitire? Că i-a spus să nu mănânci? Păi cum să nu? Păi de ce mi l-ai pus aici? Păi dacă nu-i de mâncat de aici și eu n-am de unde să-l mănânc. Era un test. Ne ascundem după cuvinte. Păi nu ne ascundem după deget. Păi da, dacă eu am un copil în casă. Așa. Așa, și am într-un loc reșou. Copilul e copil, nu, stai, Adam era în capacitatea mentală desăvârșită, ba da, exact despre asta este vorba. Lăsați-mă să vă spun. Am un copil în casă și pun un reșou încins și dincolo pun nu știu ce. Și spun, ai grijă să nu pui mâna pe ăla, că te azi. Păi copilul ce face? Să duce direct la spune-mă la strada calde. E copil. Păi nu, așa Adam este. Adam nu era copil. Adevărat, că Scriptura zice că până nu vom fi ca niște copii, nu intrăm în ceruri.
E alt context acolo. Adam a fost creat la capacitatea maximă. Dragul meu. Zice așa, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavol. Da. Nu puteți să spuneți dumneavoastră dar acum... Dar cine l-a dus? Duhul l-a dus în pustie, să fie ispitit de diavol. Diavolul ispitește, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Așa scrie. Ajunge. De ce vă place să citați doar unde vă convine și unde nu vă convine, nu vă... Domnul Dărvășan, una dintre cele mai mari lecții pe care le-a dat Hristos omenirea a fost următoarea. Deci când vă rugați, nu vă rugați cum vă taie capul, ci să vă rugați cum vă spun eu. Cum? Tată nu ne duce în ispită. Păi cum se spune? E deosebire între a te duce în ispită și a ispiti. No, bine, frate. Normal că este deosebire. Nu e deosebire. Iisus, în textul lui Matei 4:1 se explică toată această chestie. Accept. N-am nicio problemă. Iisus a fost dus de Duhul în pustie. Nu. Eu vorbesc de rugăciunea Tatălui. Rugăciunea Tatălui nostru este aduce în pustie. Da, nu este nicio diferență. Adică dacă mă ia Dumnezeu și mă duce în ispită, aia nu înseamnă că mă ispitește. Dar nu. Ce înseamnă? Și înseamnă că mă duce pe tărâmul ispitei. Da? Bun. Retractez. Iată o întrebare de la un telespectator. Da. Nu știu dacă să o pun sau nu. Dar cum să nu? Pe românește, nu avem nicio problemă. A fost voia lui Dumnezeu să fiți nedreptățit în ultima perioadă a vieții dumneavoastră? Absolut. Dacă da, de ce sunteți nervos pe cei absolut, care v-au nedreptățit? Absolut, dar cine a spus că sunt nervos? Se mai vede prin câte o predică. Nu, stați un pic, să nu confundăm lucrurile. Eu când am fost chemat la sinodul adventist, ca să fiu executat, eu o să auziți că asta o să spun public. Eu am spus următorul lucru. Dragii mei, la toți cei care erau acolo, Comitetul Executiv al Uniunii, eu reiterez credința mea de la botez. Și toată lumea a făcut ochii mari, care e aia? Și am zis, voi sunteți toți cei de față, sunteți port vocea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu decide prin voi să rămână angajat al bisericii, știu ce am de făcut. Mai cosmetizez, mai tai de pe o dean greșit. Am și eu o anumită vârstă, mai am 7 ani cât am ies la pensie și nu văd de treaba mea în cele pe care le-am greșit. Dacă Dumnezeu decide prin voi să nu mai fiu angajat al bisericii, iarăși știu ce am de făcut. Înseamnă că Dumnezeu zice comane, acum deschide gura și vorbește. Eu asta am spus în fața dânșilor. Domnule profesor, da. Aveți această idee foarte bine, văd, argumentată filosofico-teologic, cum că indiferent ce se întâmplă pe pământ, e voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu să moară 250.000 de oameni în Myanmar de Crăciun, printr-un tsunami, e voia lui Dumnezeu? Dacă e vorba de tsunami ăla, au fost 450.000. 450.000, da, am uitat. Nu a fost voia lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a omorât. Păi cine? Păi zice, voi mai scutura odată pământul? Și așa ce textul. Păi dacă o scutura Dumnezeu acolo pământul și au venit valurile alea peste... Cine? Doar nu pește o ridica valurile alea și dar vedeți că vă contrazice prorocul Noet în care credeți. Deci, care zice că Satana are putere și face ca dezastrele pe mare, pe pământ, pe uscat, să lovească omenirea. Și la un moment dat zice așa, nenorocirile cad și peste cei buni și peste cei răi. Prorocul Noet, în care eu cred, așa cum a spus, da, nu vorbește împotriva lui Dumnezeu, ci complementar. Iar Dumnezeu spune așa, că a porunci valurilor mării să vină până aici și de aici să nu meargă mai departe. Când eu stau pe litoral să fac plajă și stau așa cu picioarele în nisip și vin așa valurile și se opresc exact la vârful deștiului mare de la picior, știi cine le spune acolo să stea? Dumnezeu. Iar când Dumnezeu a dat dezlegare să nu mai stea acolo, a făcut Satana ce-a vrut. Dar responsabilitatea aceasta nu este în felul în care o insinuați, că o decizie a Satanei. Nu. Peste Dumnezeu nu poate să treacă nimeni. Iar dacă... Numai un moment. Da. Iar dacă poate într-o singură situație să treacă cineva peste Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu a fost învins. Nu. Există în teologia pe care o cunoașteți și pe care ați predat-o, dar nu de dumneavoastră predată în felul ăsta, există un mare dogmatician care spune că există o deosebire între voința activă a lui Dumnezeu și voința permisivă a lui Dumnezeu.
Adică e una când Dumnezeu scrie că Domnul a făcut ca să țâșnească din pământ stăvilarele pământului, a curs apă și mai departe, Domnul a dus potopul, da? N-ai ce să o jonglezi acolo, Dumnezeu. Dar e clar episodul cu Iov, când Satana a lovit pe Iov, deci Dumnezeu nu că nu știe, ci permite să se întâmple anumite lucruri. Și există o diferență între voința activă a lui Dumnezeu și voința permisivă a lui Dumnezeu. Cum vă raportați la ideea aceasta teologică? Deci cum să zic, ideea aceasta este foarte frumoasă. Este un discurs teologic de disculpare a lui Dumnezeu. Însă cei care au inventat-o, așa de tare le-a luat diavolul mintea, că ei n-au știut că prin această teză superbă îl fac pe Dumnezeu mai macabru. Pentru că dacă Dumnezeu nu mă pedepsește pe mine, ci îl lasă pe unul să mă pedepsească, e mai macabru. Pentru că ăla care vine să mă pedepsească nu mă pedepsește cu milă. El m-ar pedepsi cu milă. Adică această teorie prin care se vrea spălarea portretului lui Dumnezeu îl murdărește mai angro. Și ar trebui să respectăm chestia asta, măcar de un minim de inteligență umană. Adică dacă eu mă duc și dau o palmă la nevastă mea, eu dau ca bărbat, ca un bădăran, ca un tâmpit, dar am un pic de milă că e nevastă mea. Dar dacă eu îngădui ca un rău făcător să-i dea o palmă la nevastă mea, păi l-au dă fără nicio milă, deci sar măselele afară. Și acum ce spune teologul ăla? Că dacă eu am avut voința permisivă și am dat voie la asta să-i dea o palmă la nevastă mea să-i sară măselele, eu arăt acum ca o icoană. N-arăt ca o icoană, arăt ca un horror. Adică vândem la un minim de luciditate teologică sau umanistă. Adică toată asta este o teorie prin care pur și simplu mânjim chipul lui Dumnezeu. E mai grav să-i lași pe un străin să-și lovească copilul decât să-l lovești tu. E clar asta, păi, dar e clar asta. Roxana, uite o întrebare. Da. Dacă voia lui Dumnezeu este în toate, omul de ce se mai chinuie să meargă pe calea lui și să fie mântuit, că oricum voia lui este suverană și nu contează ce alege omul? Nu este adevărat. Aici, domnișoara Roxana... Rovena, foarte istiață, mă trage într-o cursă. Dar nu voi mușca din momiala asta. Cum este? Păi, voia lui Dumnezeu, cu privire la voi, spune Scriptura, este sfințirea voastră. Și când vede că nu vrei să te sfințești, are niște metode prin care te ajută sau te leapădă. Asta-i tot. Așa că încet, încet am pătruns și în a doua parte a emisiunii. Iată, titlul nostru este Calea Suferinței și Calea spre Cer. Credeți că calea spre cer este pavată cu suferință? Nu. Nu? Nu. Pot să fie oameni care vor ajunge în cer și care n-au suferit deloc? Care... Absolut. Da? Absolut, sigur că da. Păi, avem în Scriptură ce a avut vreo zi de suferință Enoch. Să fim sănătoși, boier în toată viața lui, zile frumoase pe pământ, apoi și-a luat toiagul și-a plecat în treaba lui. Într-adevăr, nu putem neglija faptul că în acțiunile lui Dumnezeu, în dreptul unor oameni, prin anumite nuanțe de suferință, fie punctuale executate de el, fie poruncind cuiva să le facă, da? A produs niște caractere interesante, poate chiar strălucitoare uneori. Este adevărat și lucrul ăsta. Dar realitatea aceasta nu se poate polariza și să se ajungă la declarația că drumul spre cer e pavat cu suferință. Nu. Este un care merge la cer suferind și este un care merge la cer cântând la mandolină până în raiul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul se află în temniță. Da. Acolo în temniță stă ceva vreme și probabil văzând că Iisus nu face nimic pentru el, nu le liberează, îi pune pe ucenicii săi să-l întrebe pe Iisus: tu ești Mesia sau asta așteptăm pe altul? Și Iisus îi dă un răspuns foarte interesant: orbii văd, șchiopii umblă,
surzii aud, săracilor se propovădește Evanghelia. Asta să duceți, să spuneți lui Ioan. Ioan înțelege că el este Mesia, dar mai înțelege faptul că nu va face nimic Dumnezeu ca să-l scape din închisoare. Stați un pic, de unde ați inventat-o pe asta, că Ioan a înțeles. N-a înțeles? Păi din momentul în care el știa că o să-i se taie capul și ăsta se duce să plimbă în altă parte, stai un pic, ce mă interesează pe mine, că șchiopii s-ar și orbii văd. Și pe mine mă lasă să-mi taie capul. Lasă-mă la marul meu. Fiți onești, dragii mei. Uitați-vă în text. Și unde scrie că era supărat Ioan pentru treaba asta? Păi dar unde scrie pe cealaltă? Păi exact așa cum... Nu, păi atunci să le lăsăm cu mâți doar. Adică dacă eu zic ceva, eu nu pot să zic. Bun, dar eu dacă mă voi pun ziceți orice, da, da. Eu mă pun în locul Ioan, da, Botezătorul, da? Da, sunt în... Lăsați-mă în un moment. Eu sunt Ioan Botezătorul în închisoare. Oamenii știau atunci când îi joacă. Simțea cuțitul la gât. Și zice, băi, am crezut că ăsta e Hristosul. Și zice la careva care l-a vizitat, i-a adus o ciorbă sau ceva, întrebați-l el, să știu măcar mă scapă sau nu. Și ăsta vine, ăștia vin și zice, Doamne, uite ce întreabă ăsta. Tu ești sau e altul? Și ăsta zice, du-te și spune că orbii văd, șchiopă sar, surzi aud. Și ăsta vine și spune, orinși, acum, care e primul gând care zice? Cum adică, ăla a fost orb și vede și eu sunt viață și mă las să-mi taie capul? Adică, să fim onești. Și Iisus vorbește despre Ioan că este cel mai mare dintre cei născuți din femeie. Nu vorbește, el declară. Bine. Păi e important lucrul ăsta. Și așa și este. Nu vorbește, el declară. Da, sigur că da. Deci, declarația nu e o vorbire. E nu. Să fie ca dumneavoastră. A fi. Bun, eu din afirmația asta înțeleg că Iisus cu Ioan totuși nu l-a lăsat să piară. Poate fi. Da? Poate fi. Bun, întrebarea este următoarea. Da. Sunteți un contemporan. Da? Știți că Iisus e verișor cu Ioan. Ioan pățește ce pățește datorită unui dans al unei femei ușoare și datorită unui om sau din cauza unui om care n-are principii. El luptă așa cum facem noi toți să-și țină promisiunile făcute în nelegiuire. Știți că noi oamenii când facem o promisiune bună, nu e așa important. Dacă facem o promisiune să facem o prostie, mamă, parcă ne ținem de ea cu toți dinții. Corect. Sunteți unul dintre ucenici. Nu vă rumple revolta, adică, domnule, vărul tău face atâtea minuni și pe tine nu te scapă. Nu este dureros așa să vezi este, pe cineva? Este, însă ce este ciudat, fie că nu-i scris, fie că n-a fost. În momentul în care ăștia, nu știu cum i-a chemat, au venit să ceară ajutor la Iisus Hristos, Iisus Hristos foarte sictirit, o zis, lăsați-mă în pace. Și ucenicii o sări la el și o stai pe Doamne, cum adică să te lase în pace? Păi ăștia ne-au zis din sinagoga, cum adică nu-i bagi în seamă? Și Iisus Hristos s-a oprit și asta, mă, exact așa e. Și i-a ajutat. Foarte curios că la Ioan nu există nicio atitudine de felul ăsta. Stai un pic, Doamne, stai vărul tău. Și o întrebare, n-avea și Ioan loc acolo printre ucenicii lui Iisus? Adică tot timpul să zică, uite, el e Mesia, el e Mesia. Biblic n-avem răspuns la asta. Prorocul el nu mai zice ceva. Ce zice? Dacă bine mi-aduc aminte, s-ar putea să greșesc, este că nu putea să rămână Ioan în viață pentru că ar fi compromis lucrarea lui Hristos. Nu exact în cuvintele astea zice, dar așa rețin că este ideea. Da. Iată, unii dintre dragii noștri privitori zic că sunteți mândru. Ce ziceți la treaba asta? Dragii mei, acum să zic că îmi cer iertare pentru cuvintele care urmează să le zic. Public, universal, da? Nu când, le zici. Ba nu le zic, cum să nu le zic, nu zic nimic rău. Când este o femeie la care nu-i găsești niciun cusur și vrei să o faci de cacao, scapi în buzunar la oameni, bă, îi zice, e curvă. Și gata, nu mai poți să-i animezi, că n-ai cum să probezi. Așa e și cu asta. Nu poți să zică nimic rău de mine, zice că-s mândru. Și cu asta a terminat. Da, bă, eu zic că-i mândru. E mândru. Ăsta e mândru. Păi hai mă în casa mea să vezi cum
te tratez, să vezi cum îmi pun șorțul, cum îți fac mămăligă, îți fac de mâncare, 1, 10, 15, la ora 1 noaptea, la 2 noaptea, la te întrebați oamenii care au fost în casa mea, asta ține de mândrie? Adică, poate că, cum să zic, culegeți așa informații despre oameni fără să vă intereseze cine e omul? Ați vorbit vreodată cu mine ca să vedeți cum vorbesc cu voi, ca să vedeți cât de mândru sunt? Da. Mihaela, păi și bețivul care urcă la volan și omoară nevinovați, poate să spună că Dumnezeu a pedepsit? Adică toate consecințele neascultării noastre sunt de fapt voia lui Dumnezeu? Adică el de fapt este cel ce omoară și atunci când criminalul ucide și atunci criminalul e inocent? Păi n-am spus că e criminalul inocent. Pentru că dacă de exemplu, călăul execută sentința și îl omoară pe unul care e vinovat, primește leafă. Dacă un bețiv execută sentința și îl omoară pe unul vinovat pe trecerea de pietoni, ăla trebuia să moară. Dar ăsta n-a executat o sentință ca și călăul, ci a executat-o greșind. Și atunci el pentru greșeala lui plătește. Și cum plătește, zice Scriptura? Cu viața. Iată ce zice Rahela. Da. Dumnezeu este suveran, poate și face ce vrea, dar moartea nu este o plăcere, nici pentru el. Este o lucrare stranie și ciudată față de caracterul divin. De acord. Mulțumesc, Rahela. Este extraordinar. Este o lucrare ciudată și stranie și străină de caracterul lui, dar pe care, vă rog să continuați, el o va face pentru că numai așa poate să curățe universul. Zice unul dintre prorocii Vechiului Testament, se va scula Domnul ca la muntele Perazim și va face lucrarea lui ciudată, lucrului nemai auzit. Exact. Adică eu nu pot să susțin că e încântat Dumnezeu să omoare oameni. Trebuie să fiu nebun. Adică nu, dacă ar zice Scriptura așa, aș zice așa, n-aș avea nicio problemă. Dar nu este. Deci ceea ce a spus domnișoara Rahela sau doamna Rahela, mulțumesc că mi-ați adus lucrul ăsta în atenție, este exact cum ați spus, sigur că da. Iată în versurile unui cântec. Drumul slavei trece și pe la cruce. Credincioșii știu în genunchi să-l urce. Deci calea spre cer trece și pe la cruce. Da, am înțeles, doar că acele versuri nu sunt din Scriptură. Biblie, nu Scriptură. Frumoase, nu știu, Benoni le-a scris sau Florin, nu știu care le-a scris. Și sunt foarte frumoase, într-adevăr. Și eu scriu versuri, nu așa de frumoase, dar și eu scriu versuri. Da, astea sunt versuri și Scriptura e Scriptură. Da. Domnule profesor, cine va ajunge mântuit? Ce la om nu e cu putință, la Dumnezeu e cu putință. Eu când mai ascult din predicile noastre, am impresia că nimeni nu prea va mai ajunge mântuit. Dragii mei, eu... E acum o rază de speranță. Vorba la fratele la care a zis, eu sunt mândru. Și așa de mândru că mă rog la Dumnezeu să nu trec niciodată peste cuvântul lui. Iar când eu predic, predic cuvântul lui. Asta e tot. Iar situația este, am și eu dreptul să mă autoevaluez. Nu că mai nou există și chestia asta. Adică dacă sunt 7 aici care dau telefon că predicile mele sunt fără nicio speranță, nu poți să nu fii atent la declarația lor. Dar deodată cu cei 7 inși care au dat telefonul ăsta, sunt 400 de inși sau 7000 de oameni care zice, îmi scrie, predicile noastre m-au ridicat. Și aceeași predic. Și atunci eu am obligația să cântăresc. Nu? Iar dacă ar fi să fim onești, încă n-am ajuns niciodată să predic așa de disperabil ca vreunul din profeții mici. Mai am. Mai aveți un pic. Mai am. Calea spre cer. Care este, domnule profesor? Calea spre cer, dragii mei, calea spre cer intră în ecuația a două perspective. Și anume, în teoretizarea creștină, care pe mine, Iacob Cuman, nu mă interesează din nicio culoare, dar e foarte frumoasă. Și a doua, în care nu e nimeni. Apropo de predicile mele,
Ceea ce trebuia demonstrat. Deci așa, a doua în care nu e nimeni. Așa care nu e nimeni și anume Hristos. Asta e călăp spre cer. Urmează o întrebare foarte grea. Mă zbat cu ea de vreo câțiva ani. Vă rog. Și abia am așteptat să vă pun întrebarea asta. Zice că când a fost ales Papa Francisc papă, cineva s-a dus să-i arate comorile bisericii. Au în locuri speciale la Vatican, ca să știe și papa cel nou. Acum nu știu dacă e anecdotă sau este da, o mă rog, pornim de la faptul că ar putea să fie o realitate. Se arate comori, au alte lucruri pe care le are Vaticanul. Și un cardinal a fost înstrăcinat să-i arate chestia asta. Și Papa Francis, săracul, care este un tip extrem de modest, după cum bine știm, sau cel puțin... E bine să știm așa. Da. Așa se vede, așa vrea. Și chiar am citit mai multe surse că omul nu are nevoie de foarte multă pompă și mai departe. El a schimbat anumite chestii de pe la Vatican să meargă mai mult cu... Mă rog, mașini modeste și așa mai departe. Omul ăsta s-a uimit, știți? Și cardinalul, scuzându-se așa un pic, îi zice... Vedeți, zice, sanctitatea voastră, acum nu mai putem spune cum a spus Petru, aur și argint n-am. Nu mai putem spune, vedeți. La care papa s-a uitat la el și a zis, da, dar nu mai putem spune nici scoală-te, ridică-te și du-te acasă. Întrebarea mea este următoarea. Dacă Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci, dacă Duhul lui Hristos a umblat pe pământ și a dat putere oamenilor, cum zicea Simon Magul, să facă astfel de minuni. Dacă suferința este apanajul păcatului, de ce astăzi Dumnezeu nu mai acționează în viața unor oameni ca pe vremuri? Să vină Iacob Coman, am un prieten care îmi spunea că a fost la un concert al lui Andreea Bocelli și zice, voi, când eram acolo pe al doilea rând, am prins loc, și m-a venit așa un impuls, prietenul ăsta e păstor, să mă duc pe scenă printre bodyguards și să zic, frate Andreea Bocelui, în numele lui Iisus Hristos primește-ți vederea. Zice, oare ce s-ar fi întâmplat? Păi zice, ce se întâmplă? Dacă ai fi crezut cu toată inima, se întâmpla? Zice, da, dacă nu se întâmpla. Zice, vezi, de-aia nu m-am dus, că mă gândeam că da, dacă nu se întâmplă. Profesor Coman, de ce nu se roagă Iacob Coman astăzi pentru un surdomut și să-i spună, fratele meu, Efata, în numele lui Iisus Hristos, deschide-te. Unde este acel duh de odinioară, acea putere de a curma suferința? Mai există pe pământ astăzi printre oameni din cauza faptului că oamenii nu sunt vrednici, de-aia nu se întâmplă? Nu, hai să nu încărcăm cu... Bun. Am încheiat. Întrebarea, deci, știți ce am fost, să spun. Am fost întrebat de ce, de ce? Numai așa. Eu vă răspund. Pentru că nu există Dumnezeu. Pe atunci închidem emisiunea și plecăm acasă. Închideți-o. Ați văzut? Sunteți prea filozof, nici nu ați să nu credeți ce spuneți. Nu sunt filozof deloc. Pentru că creștinismul ăsta, așa a ajuns el, nu vrea să-L recunoască pe Dumnezeu care voie să ne lase de izbeliște. Și atunci dacă vine unul și zice, bă, de-aia nu e, că nu e, că dacă ar fi, ar face ceva. Și nu știu, cum să nu fie, este. Și atunci vreți să mint cum mint toți, cu milie, cu miile. Nu, domnule, eu n-am să mint. Nu vrea Dumnezeu să facă și punct. Păi asta e altceva decât ce a zis mai înainte. Păi nu e, păi nu, păi tocmai că ăla e răspunsul. Deci Dumnezeu nu mai e prezent. Nu, nu-l interesează, poftim. Nu vrea. Spune în cartea prorocului Isaia așa, ci eu tac și tac de multă vreme. De asta nu te mai temi tu de mine. Și de ce taci? Nu știu. Treaba lui. Iar chestia asta nu este adevărată că Iacob Coman nu face o rugăciune la un orb și ăla să vadă. Este adevărat. Poate că Iacob Coman nu face chestia asta, dar poate că este unul care o face. Și
poate că este și Iacob Coban care a făcut lucruri de felul ăsta. Adică, dacă vreți, vă dau un număr de telefon chiar acum să sunați în Spania pe un domn ortodox pe nume Marius și întrebați-l cum are copil. Vă dau un număr de telefon. Ce s-a întâmplat? Puneți-l vă dau un număr de telefon. Nu trebuie, că onestitatea noastră este... Păi mă sună într-o zi cineva din Spania, bună ziua, sunteți pastorul Coman, da. Aș vrea să am o audiență la dumneavoastră. Cu drag. Când doriți, păi, zice, sunt în Madrid. Păi zic, eu n-am cum să vin în Madrid, dragul meu. Și vine în România. O trecut vreo 3 luni, mă rog, scurtez povestea, mă sună, sunt băiatul, tot îmi povestește și îmi dă o adresă unde să mă duc. Și poate dacă aude acum, poate chiar scrie pe internet. Și mă duc acolo, intru într-o casă, într-o cameră, văd 2 oameni tineri, 30 ceva spre 40 de ani, așa speriați că mă vedeau, mă cunoșteau de pe internet. Da, dragul meu, ce necaz ai? Și zice, părinte, că e ortodox omul. Ce avem un necaz? Suntem căsătoriți de 9 ani și nu avem copii. Și ne-am programat să ne facă însămânțare artificială. E păcat sau nu-i păcat? Oameni din lume. Și dragii mei, taman am făcut un studiu pe subiectul ăsta și pot să răspund în alb și negru ce puteți face și ce nu. Dar zic, n-ați vrea să-L întrebăm întâi pe Dumnezeu? Și ei așa șocați, spus, cum să-L întrebăm pe Dumnezeu? Păi că-L întrebăm pe Dumnezeu, dacă nu zice nimic, facem cum credem noi, e de cuvință. Dacă zice El ceva, facem ce zice El. Păi și cum să-L întrebăm? Mă întreabă omul ăsta. Dragul meu, te duci în Madrid unde ajungi, când ajungi acasă, te odihnești și împreună cu mine postim o zi pe săptămână, 7 zile să fie, sau 3, sau nu contează câte. Să-i spune la Dumnezeu, să vedem, nu zice nimic. Și domnule, pastor, nu am postit în viața mea, cum să faci asta? Păi uite cum să faci. Omul a plecat în Spania, a rămas în România, ne întâlneam la apusul soarelui, ne rugam amândoi prin telefon, când se termina ziua de post, ne rugam împreună și au trecut 7 zile de post. Și după ce au trecut, am zis, Marius, dragul meu, i-am zis la Dumnezeu, stăm câteva zile să vedem dacă ne zice Dumnezeu ceva, dacă nu ne zice nimic. Pasul numărul 2. Pasul numărul 2 este că știu exact ce e păcat și ce nu e păcat și îți spun. Bine, părinte. Au trecut, nu știu, 2 zile sau sună telefonul, mă uit pe ecran, mă sună Marius. Ce-i Marius? Părinte, soția mea e gravidă. Dacă voi îmi spuneți că asta e hazard, atunci înseamnă că mă duc să dau foc la casă. Și-a născut un copil, nevastă sa, pe care îl cheamă Iacob. M-a chemat în Spania să-l binecuvintez și uite așa de mare, un copil frumos. Și tot să spuneți că Dumnezeu nu face. Astea sunt fanteziile noastre, oculte și ateiste. A spus ceva foarte interesant. Da. Dumnezeu nu vrea să fie tratat cu superficialitatea cu care îl tratăm noi. Hai acum, dacă poate, dacă existi, acum fă cum vreau eu. Păi sigur că da, sigur că da. Păi e în serios și dacă... Adică, păi vine copilul tău la tine și bă, tata, dă-mi asta. Și tu te uiți la el și zici, nu-ți dau. Păi ce asta? Înseamnă că nu mai existi? Înseamnă că nu te-ai implicat? Nu, domnule, am decis că nu și la revedere. Adică problema existenței lui Dumnezeu trebuie să fie de realitatea punctuală și pipăibilă. Restul e filosofie. Asta este tot. Dar nu filosofie în sensul bun al cuvântului, ci restul este, cum zice acolo, răpărețeală pământească, dacă am făcut bine declinarea asta. Da. Lucrurile sunt foarte frumoase, așa cum le-ați prezentat dumneavoastră în acest moment. Doar că noi oamenii încercăm să-L facem pe Dumnezeu un fel de tonomat, așa. Ai băgat moneda, nu numai, nu numai, adică măcar că mă vedeți așa vulcanic, n-aș duce nici în zona aceasta. Adică suntem și noi oameni. De multe ori vrem acum să fie Dumnezeu. Pentru că noi uităm ce am făcut până acum. Dar Dumnezeu nu uită. Și atunci Dumnezeu pur și simplu urmărește. Dumnezeu nu ne tratează ca pe niște piulițe, pe toți la fel. Fiecare avem particularitatea noastră, fiecare avem gingășia noastră, fiecare avem înclinația noastră spre păcat specifică, fiecare avem forfota aceasta necontrolabilă de a căuta eternitatea. Asta e pus în noi, spune în Eclesiastul 3:11, și a pus în voi gândul veșniciei. Adică atâția ani de zile am învățat prost, eu, nu mă interesează dacă alții au învățat la fel ca mine sau poate au învățat bine, da?
Adică te uiți la un om pe care nu, și nu reprezintă nimic pentru tine. Nu există așa ceva. Dacă pui mâna pe unul din ăsta ce stă în cutii de carton și pui mâna pe mâna lui, poți să te duci în orice laborator de la NASA și de unde o fi, că așa ceva nu există, pentru că acolo a pus viață Dumnezeu. Aici este marea problemă. Și noi am înlocuit relaționarea cu Dumnezeu făcând niște breșe, sau nu știu cum să le numesc, prin care facem tot felul de meditații, de tot felul de teorii, tot felul de așa zise rugăciuni, care de fapt sunt niște autocontrolări ale ființei, care ne dau stare de bine pe de adevăratele. Numai că totul e fals. Iar omul deja așa infrastructură mare are în zona aceasta, încât el să simte în pericol să iasă din ea și să se întâlnească cu Dumnezeu. Aici este marea problemă. Iacov amână momentul întâlnirii cu Dumnezeu. Multă vreme. Da, da, așa este. Până când Dumnezeu a pus mâna în gât și a zis, mori. Acum o să mori. Da, da. Ei, vedeți, mulțumesc foarte frumos că mi-ați adus exemplul ăsta. Adică filosofii, în oile negre fac miei albi. Totul era pip. Nu, domnule, trebuie să vin o zi să stau cu tine, mă. Și așa dau cu tine de pământ, de nu rămâne nimic din tine. Dă! Că acum știu că tu ești. Asta e problema vieții mele și a vieții fiecare dintre noi. Că toți zicem că, mamă, ce l-a binecuvântat Dumnezeu pe Iacob. Da, l-a binecuvântat să fie șchiop. Că fiți onești oamenilor. Te duce să te binecuvintești pe tine. Dacă știi că... Ei, dacă ai ști. Asta e povestea lui bunica. Dacă ai ști. Tu trebuie să te binecuvintezi pe tine, om de 40 de ani, să umbli și eu până la 90 de ani. Să vezi ce binecuvântare frumoasă. Sunt onorat că mi-ați spus că am 40 de ani. Da? Sunt trecut de mult, domnule profesor, de această vârstă. Dumnezeu să-ți dea sănătate. La fel. Ultima provocare am lăsat-o pentru final, mai avem 4 minute în emisiune. Sunteți chemat să încurajați o familie care a pierdut un copil. A murit un copil. Ce știți să faceți într-un astfel de context? Nu o să vă vină să credeți. Eu îi spun că Dumnezeu l-a omorât. Și dacă îi spun așa, oamenii aceia se umplă de viață. Așa am făcut. Cum se umplă de viață oamenii aceia? Nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu? Păi povestit într-o predică sau nu știu unde, m-a sunat cineva din Moldova, scurtez repede că ziceți că se termină, și au zis că sunt doi frați, o familie de frați, la care a ieșit copilul afară și a murit înnecat în șanț. Și era singurul lor copil și și-au pierdut credința. Frați de noștri adventiști. Și că ei ar vrea să vorbească cu mine, că mă știau pe mine mai exotic sau nu știu cum, mai... Sunteți, mai mândru, sunteți sau un pic mai exotic, da, așa? Da, așa. Permiteți-mi... Și au venit oamenii din Moldova la mine acasă. Și când au intrat în casă la mine, erau foarte revoltați. Și zice, unde a fost Dumnezeu când a murit copilul nostru, dacă sunteți așa de sfătos sau nu știu cum mi-a zis? Și cum, unde a fost? Acolo în șanț, că Dumnezeu l-a înnecat. Și cu asta s-a rupt filmul. Și apoi oamenii când au plecat m-au îmbrățișat și au zis, da, Dumnezeu ne-a omorât copilul. Și zile între ei sau luni, nu știu cât a fost de la moartea copilului, toți, eu lua, că nu Domnul, că Domnul iubește, și că nu a funcționat nimic. Nu, Dumnezeu a fost acolo, el v-a înnecat copilul. Și luați-o în serios treaba asta, că nu știm de ce. Da. Eu așa-ș face și așa fac. Nu, prin asta nu-i condamn pe cei care fac altfel. Fiecare facem cu credere, cu cuvință. Și credeți că asta e Evanghelia? Pur Evanghelie. Pe mine nu m-ar ajuta o astfel de abordare. Se poate. Când a murit mama mea, Dumnezeu a omorât-o de ziua mea de naștere. Și eu am predicat la înmormântarea mamei mele. Și am spus oamenilor din satul meu, a decis Dumnezeu să-mi facă un cadou de ziua mea de 20 februarie. Care credeți că a omorât-o pe mama?
pentru ca de acum înainte, ori de câte ori mi-aduc aminte de ziua de naștere, să știu că a murit mama, omorâtă de Dumnezeu. Și ați găsit pace în treaba asta? Absolut. Pace și lacrimă, lumină și dor. Da. Niște poze, doamnelor și domnilor, cu ultimele realizări artistului Iacob Coman. Iată, domnule profesor, explicați-ne în câteva momente, știu că e greu, dar ce semnifică câteva dintre aceste imagini? Tabloul acesta face parte dintr-un ciclu de 7 tablouri, care sunt cele 7 zile ale creațiunii, iar aceasta este, care a fost, este ziua 5 a creațiunii, a viețuitoarele mării și păsările cerurilor. Acest tablou poartă titlul Îmbătrânind, adică omul, dacă îl vedeți acolo, care urmează să facă stânga și se duce pe drum, cum zice Scriptura, de pe care nu se mai întoarce. Acest tablou poartă titlul Lumină, este una din zilele creației când Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric și dacă vedeți lumina cerească cum coboară și apoi prin acele trei țevi sau cum vreți să le numiți, plastic, este de fapt simbolizată Sfânta Treime sau Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, prin care lumina curge pe pământ și întunericul încet se retrage, pentru că a venit lumina din cer. Acesta iarăși face parte, aceasta este ziua a patra a creațiunii, când Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători. Nu ca să lumineze, ci i-a făcut ca să fie semne ale vremurilor. Și acolo, dacă vedeți, este o cruce imensă pe care cade o catapeteasmă de sus până jos. Și de după ea, vremurile pe care le arată soarele și luna se desfășoară în eternitatea lui Dumnezeu. Iar dacă... Na, s-a dus. Dacă voi vedeți sus între lună și soare, este un triunghi care simbolizează pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și este o bilă de echilibru. Iar acolo acea bilă de echilibru pe care a pus-o Dumnezeu a stabilit pentru totdeauna că niciodată ziua nu va intra peste noapte și noaptea nu va intra peste zi, decât la rugăciunea lui Iosua și a lui Ezechiel. Aici este un tablou foarte frumos, foarte viu, care este de fapt un portret, nu-l vede nimeni, dacă vă uitați atenți acolo unde e negru, veți observa nasul, buzele și barba, este portretul meu, care se uită în jos. Ce stil de pictură este acesta pe care îl faceți? Are un nume sau e original complet? Iacobină. Iacobină. Bine, este pictură modernă, abstractă, sigur că da. Da. Chiar acum am expoziție la Bistrița, la galeriile Uniunii Artiștilor Plastici Amatori și acestea sunt 46 tablouri. Acesta este un tablou foarte frumos în alb și negru. Este o imagine din Ucraina, iar ființa aia pe care o vedeți este un portret care combină fața mamei cu fața fiicei mele. Tabloul poartă numele Floarea Rut. Iar cei care îmi cunoașteți fica, o vedeți acum că e fica mea, și cei care o cunoașteți pe mama, o vedeți pe mama mea, nu pe fica mea. Ăsta este un tablou foarte frumos, ca și celelalte tablouri mari, de peste un metru latura. Poartă numele Ființarea și dacă ne uităm atent, este felul în care ființează Dumnezeu în eternitate, dinspre eternitate, spre eternitate. Acela este acel nod în mișcare. Da. Cam întunecat tabloul ăsta. Mai aveți și astfel de zile? Tabloul acesta este un tablou chiar superb, poartă titlul Cerul Roșu. Este imortalizarea cerului deasupra Ucrainei, care păstrează amintirea secerii și a ciocanului și a roșului pronunțat al Rusiei. Da. Și este realizat în alb și negru sau în tonuri de alb și negru, tocmai pentru a da forță ideii de cerul roșu. Asta este un tablou superb, îl dedic în totalitate bisericii mele adventiste de ziua a șaptea, pentru că acesta este a șaptea zi a creațiunii, poartă titlul Răgazul.
și spune că acolo, că ei n-au intrat în odihna mea, s-a deschis o ușă pe care se intră în odihna lui Dumnezeu și acolo din ceruri coboară stâlpul de aducere aminte. Adu-ți aminte de ziua sâmbetei ca să o sfințești pe ea. Mulțumesc, domnule profesor, pentru această seară provocatoare, cu foarte multe reacții și pro și contra. Ca de obicei, dumneavoastră polarizați lumea. Mulți vă iubesc, alții sunt total împotriva dumneavoastră. Nu mă iubește nimeni. Nu vă iubește nimeni? Sunt un om urât, da? Trebuie să fie urât cineva pe pământ. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Din fiecare emisiune cred că putem învăța lucruri deosebite. Sper că și dumneavoastră ați învățat în seara asta. Dacă n-ați dat un like pagina noastră de Facebook Așa Pe TV, vă invit să faceți lucrul acesta. Sunt Cornel Drăvășan, a fost împreună cu noi profesorul Iacob Coman. Revedem la emisiunea Știrea Cea Bună săptămâna viitoare. Dar mâine seara ne vedem la o altă emisiune din Cărțile Lumii. Săptămâna viitoare, la fel, invitați foarte, foarte importanți. Vă așteptăm împreună cu noi și rămâneți cu Așa TV, pentru că în câteva momente colega mea, Flori Stoian, vine cu buletin economic. Seara bună! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.